număr de la 1 la 3. Iar tu, Vasi, mergi într-un vis sau într-o amintire pe care tu o alegi. Iar tu, Ela, te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Vasi. 1, 2, 3. Ce percepi, Vasilica? Nimic, mă, că mi s-a făcut rău. S-a făcut rău? Da. Unde simți rău ăsta? Într-o ca și cum aș ameți. Ca și cum ai ameți? Da. La cap? O da. amețeală? Da, și sunt ceva aici. Ca și cum aș vrea, mi-ar veni vânt. Cu mâinile tale energetice. Aduni aici în piept. Tot această senzație, ceea ce simți, dai comandă cu mâinile să se adune și de la cap și de peste tot, în mâinile tale. Și arunc-o într-un portal. Sau dă-i foc, sau cum vrei tu, distruge-o. Mai simți? Nu. Acum ești bine? Da. Foarte bine. Și acum, când număr eu, era 1 la 3, tu mergi într-o amintire. Prima care îți vine. 1, 2, 3. Unde ești? Nu am încercat să nu mă mai gândesc, dar mereu mă duce în amintirea cu camera, cu tata unde eram. Fata? Cu tata. Tata. Foarte bine. Ce percepi în camera aceea? Acolo vrea partea subliminală să ne ducă. Ce percepi? E camera aia, dar sunt picioare. Dacă camera e goală într-un fel, dar mă văd pe mine și pe tata, nu poate acolo cum el. Da? Ce se întâmplă? Fix ce s-a întâmplat atunci. Vorbea cu mine, eu ziceam nu, încercam să mă întorc partea cealaltă. Am aprins lanterna de la telefon și mi-a stâns-o. Da? Uite-te dacă, uite-te dacă te concentrezi și te uiți cu privirea. Da, e cineva acolo. A? Cineva acolo. E ceva acolo. Da. Fă-ți o lupă. Fă-ți o lupă și prin lupa asta vezi clar număr de la 1 la 3. A? E slab. Da. E negru tot. Deci n-are haine, n-are nimic. Numai așa. Că negru ăla iese ca un fel de fum. Pe aici. Așa. Parcă ar fi. Și unde e ăsta? Față de tine, de tata. E în dreptul lui. Dreptul lui. Tata. Deci e suprapus cum ar veni peste el? Nu, lângă el. Aici lângă e el. Tata, e aici. Aici, așa. Așa. La ce distanță e de el? Păi, nu știu, vă zic, de oricum nu e distanță mare. Atâta cât să-l simtă îi. Și ce face ăsta negru? Frumos. Uită. Dar are un fel de, are două cornițe și are ochii roșii, sunt rotunzi, roșii și are o bilă neagră, pupila aia. Și rânjește, are din țară. Rânjește, da? Merge mai departe, derulăm timp. Da? Și vezi mai departe, urmărești
cu fumul ăsta negru. Ce face mai departe? Nu știu, s-a dus în altă parte, undeva Da. unde pare, Da. într-o cred că la români, Da. nu știu, fic tot la casa aia, dar mă duce în multe amintiri, văd că merge foarte repede și merge în jos. Așa, așa. Multe amintiri rele. Urmărește. Da. Toate rele, da? Da, dar văd că se oprește sau el, îl văd că vine dintr-o galaxie din asta, cum vedem la televizor, cu multe stele în spațiu, Da. în aer și se uită într-un punct. În punctul ăla, într-un fel, aș fi eu sau nu știu. Sau Așa. se uită la pământ. Nu știu. De la ce vârsta ta? Cât aveai aici prima dată când ăsta te urmărește? Nu știu, dar mi-a venit în cap cifra 8. Așa. Și când prima dată interacționează cu tine? Cred că din mai mult timp, când eram mică, dar nu mi-am dat seama. Dar v-am spus, prima dată a fost atunci cu casa și el de atunci și-o făcut, l-a imprimat mai bine, pentru că poate a văzut că sunt copil sau nu știu. Dar Și este unde și sunt? Uite-te, mergi pe linia asta a vieții și observă dacă vreodată ăsta, ființa asta, a reușit să intre în câmpurile tale. mereu. Mereu intră, da? Când intră, ce face? Uite-te. Haos, nu știu, face, oricum nu face bine. În mentalul tău, în percepțiile tale, ce face el? Ce se schimbă când ăsta intră? Mă face pe mine nesigură, adică într-un fel să n-am încredere pe mine și asta mă strică și cu oamenii, pentru că ei când mă întreabă, zim ce fac mai departe sau zim ce se întâmplă aici, mine mă întoarce într-un fel, mie vine să zic. Și după aceea, a, nu stai că mai intervine, nu știu cum, stai că nu-i bun, Deci într-un fel ăsta ce... nu te lasă, nu lasă percepția de la tine, de la tine care vine, nu o lasă să o exprimi, nu te lasă să o exprimi, se interpune. Da. Deci această entitate, fumul ăsta, până la urmă, așa cum observăm, te-a urmărit pe tine și nu tatăl. Sau are legătură și cu tatăl? Simt, nu, simt că cu el, cu tata, într-un fel n-aș avea legătură pentru că el are, cum spuneți dumneavoastră în hipnoză, el are sufletul lui, el e aparte și n-am treabă, asta e doar despre mine, el. Despre tine, dar vreau să vorbim de entitate. Entitatea asta are legătură și cu partea Nu, subliminală a tatălui? Nu. nu, nu, nu Deci cu mi-arată tine nimic. are legătură, da? Da. Bine, hai să mergem. Să vedem de unde vine entitatea asta în galaxia aia. Ceva Eu cu nu A. Nu. Mergem și vedem efectiv, da? Să vedem locul. Eu număr de la 1 la 3 și suntem acolo, în locul ăla. 1, 2, 3. Doar pământ, e o planetă rotundă, numai cu pământ, ceva cu Da. A, v-am spus, ca și cum ar fi în deșert, pustiu, tot. Da. Dar după mi-ai arătat să și ceva cu foc. Da. Care Și? începe cu F, nu mai știu. Și el de acolo provine, dar văd că sunt mai mulți, ca și cum ar fi Pe un asta oraș, voiam să un întreb. fișul ei, circulul ei. Deci sunt mai multe ființe de astea? Da, în care sunt legate de alte persoane, de mai multe persoane, de oameni. În comparație cu planeta Pământ, unde e locul ăsta? E departe, e aproape? Într-un fel, dar e ca e aproape și nu-i mare. Este în interiorul Pământului, planetei? Nu, Nu. prefer pământul e aici, planeta asta e undeva pe aici, pe undeva, nu știu dacă se vede la cameră, pe Ok, aici, pe undeva. deci e în afară, da? Este un alt corp. Da. Ok. Hai să vedem cum găsesc ăștia sufletele, părțile subliminale. Cum le găsesc, ființele astea? Mergi la un moment când, uite, când ăsta, cu care
ai tu de a face, te-a găsit pe tine. Cum te-a găsit? Sau cum te-a văzut? Cum te-a simțit? Cum? 1, 2, 3. La el simt că o simțit el să vină, dar ceilalți strimiști cineva. Mult dar el cum a simțit? De unde a simțit el să vină la tine? Te cunoștea mai dinainte? Și pământ, nu cred, el o simțit într-un fel cum simți ceva față de o persoană, din priva. Și da. Cum a venit pământ, i-a plăcut energia ta. Cât s-a plimbat el și a dat într-un fel de mine și nu știu, așa s-a făcut el. Și a venit la tine, da? Hai să vedem ceilalți, că zici că alții... Vezi că, sau simți că alții sunt trimiși, îi trimite cineva. Ia să vedem cine îi trimite pe alții către alte părți subliminale. 1, 2, 3. E cineva tot la fel, care tot așa e negru ăla, fumul ăla care se mișcă, numai că aici are un cristal mov și într-un fel cum avem noi părul, e așa mare, are aici așa un ovar și nu, e bărbat, nu e femeie. Și are ochii tot așa la fel ca ei, dar aici știu că are ceva. Un cristal. Da. Și te număr de la 1 la 3 și tu lași pe ăsta să canalizeze prin tine. Nici o frică, nu se întâmplă nimic, îi dai voie să vorbească prin tine. Vedem cine este. Ăstuia cu cristalul. Ah, ok. Da. Pur și simplu tu pui voința ta, îi permit să, dar îl lași să treacă, nimic nu reții. Nu reții nimic din energiile lui, da? Îl lași să treacă. 1, 2, 3. 1. Cine ești? Mai treabă. Cum te cheamă? Îmi vine să zic, dar nu. Ții. Orice zice, îi dai drumul să zică. Cum te cheamă? Numicul Da, dar nu ești tu. Îl lași pe el să vorbească. Numai cu el vorbesc acum. Îl lași pe el să vorbească. Tu nu mai intervii. Nu vrea, nu pot. Cine nu vrea? El pur și simplu stă pe aici, vis-a-vis, și se uită. Dar nu vrea să vorbească? Nu, nici măcar simți, respinge corpul, nu... Aha, ok. Nimic. Deci el nu vrea să intre, da? Nu, dar vede de că... Ce? Și de ce nu vrea? Pentru că tu nu ești convinsă că vrei să-i permiți să intre. El? Te doare capul. Scoate afară. Scoate energia afară, tot. Toată această energie. O strângi și o scoți afară. Ai văzut cum, da? Da. Bine. Rămâi și observi. Basilica, vorbesc cu Ela acum. Ela? Da. Cine e ăsta? Alon. Și ce vrea? Ce vrea de la Basilica? Suflete. Mai multe suflete. Când a cunoscut? Sau de ce a venit la partea subliminală a Basilica? Ce l-a atras aici? Potențialul. Ce sens? Îmi zice că poate să o transforme într-un portal. Da. Pentru alte suflete. Adică... Care să le aducă de pe pământ acolo. Ea a aparținut, a fost pe acolo, ea, un fragment al Basilicăi, parte subliminală? Nu. N-a fost. Nu, zice Dan. Zice, poate fi și poate veni. Aha. Doar că trebuie să vrea și ea să facă asta. Când a luat voința prima dată? Voința e aleatorie, zice. Serios? E aleatorie în funcție de ce? De moment, zice.
Acum Coința? Vrea, poate altă dată nu vrea. Când vrea? În momentul aleg eu, zice. A, serios? Când i-a luat acord părții subliminale? Prima dată. Prima dată. Când? În experiența aceasta sau în altă experiență? Atunci când a fost prima dată, zice. Aha. Pentru voi e liniar. Pentru mine e ca și cum ar fi acum. Zice. Okay. Cum ai zis că îl cheamă? Alon? Alon. Alon. Și planeta e tot după numele Alon. Lui. Alon. Da. E prima dată când găsim niște demoni undeva într-un loc pe planetă. Zice că locul ăsta e oaza lui. E într-o oază, într-o, să zic așa, la fel de groapă, un fel de poale de șerți, se numește furc. Oaza lui. Oaza lui. Da, F-U-R-G. Furg. Ăsta e ăla cu cristalul mov în piept? Da. Ok. Ce... Eu mai văd unul și în fruntea lui. Și mai văd un... Da, și mai văd unul mai jos, doar că mai jos nu mai are formă, e un nor fumuriu, negru. Și, dar să zic așa, ca distanță ar echivala cu chakra rădăcină sexuală. Deci are trei cristale. Are trei cristale. Ok, Ela. Hai să vedem când a ajuns în această experiență, dacă e la ce vârstă a Vasilicăi a pus ochii pe ea, să zicem. Trei anișori, zice. A treia. I-a plăcut ce i-a plăcut? Energia ei. Faptul că ea poate să... Zice potențialul de manifestare a energiei care pătrunde impregnează și trece dincolo de valul uitării și al nevăzutului, zice. Energia e pătrunde prin obstacolul ăsta, prin acea barieră energetică pusă în jurul corpurilor umane. Ea are potențialul și abilitatea de a pătrunde prin ele. Ale altor părți subliminale? A oricui, zice. A oricui. Iar el se folosește de acest potențial ca să interfereze alte părți subliminale. Încearcă să o folosească ca și portal și să o formeze până când ar transforma-o într-un portal. Asta e scopul vă și intenția. Foarte bine, Ela. Număr de la 1 la 3. Zice, pentru că energia ei este atât de stabilă încât poate să pătrundă și nu se dezechilibrează între lumi, între frecvențe, zice. Rămâne stabilă. De aceea are potențialul ăsta. Hai să vedem număr de la 1 la 3 și canalizez pe Vasilica parte subliminal. Vedem ce ne spune. 1, 2, 3. Bună, Vasilica. Bună. Cunoști personajul acesta despre care am vorbit? Pic familiar. E familiar. Dar doar o frecvență din el, nu tot. Nu tot. Și frecvența aia din el se manifestă ca o ființă în sine? Altă ființă? Da. Și acea altă ființă, când se manifestă, e acel... Acea umbră neagră care te-a însoțit în această experiență? Da, care poate să ia diferite forme, modele. Cum l-ai perceput tu? În câte forme sau câteva forme? În această viață, cum l-am descris? Viață altfel.
A, deci de mai multe vieți. Tu îl cunoști pe ăsta, experiențe de ale tale. Da, l-am simțit mai des. Uite, număr de la 1 la 3 și mă duci în acea experiență în care tu i-ai dat acord pentru prima dată să intre în câmpurile tale. 1, 2, 3. Unde ești? Cine ești aici? O fetiță. Ești o fetiță. Într-un deșert. Într-un deșert. Câți ani ai? 6. 6 ani. Ce faci aici? Mă joc cu un băiețel. Oh, pare a fi fratele meu. Și ce se întâmplă mai departe? Cum apare ființa asta? Umbra asta neagră? Prin el. De la frate? Da. Și când? Când o vezi tu? Ce face? Ce face băiețelul? Când o vezi tu prima dată pe umbra asta? Îmi cere lucruri, chestii. Da, și? Vreau să fac ceva. Să faci ceva tu? Și da, fratele tău îți cere să faci ceva? Da. Ce anume îți cer? Depinde anumite acțiuni. Sunt bune acțiunile astea sau mai puțin bune? Cum le percep tu? Ce îți cere fratele? N-ar fi nimic de analizat în el. Îmi cere să bea apă, să-i dau sau să-i aduc apă. Sau să țin ceva în locul lui. Sau să mă duc într-un anumit loc în locul lui. Lucruri pe care le-ar putea face el, mă pune pe mine. Bine. Și tu faci de fiecare dată? Da. Și când a apărut, când l-ai văzut pe ăsta prima dată? Ce ai făcut tu când l-ai văzut prima dată pe ăsta? Sau ce a făcut fratele? Mi-a cerut apă de la 2 km distanță. Mi-a spus că avem apă aici lângă noi. El a răsturnat apa, mi-a spus, uite, nu mai avem, du-te și adu-o. Așa. Iar pe acel drum am murit de sete, am leșinat. Și? Mai departe? Până la urmă am ajuns să aduc apa. Dar... Și te-ai revenit? Da. Hai să mergem să vedem atunci când ai leșinat ce s-a întâmplat. 1, 2, 3. Tu vezi în plan energetic ce s-a întâmplat. Mi-a legat o fonie de mijloc. Da. Cine? Și m-a ridicat. Ăsta? Omul ăsta, ființa asta? Da. Și unde ai mers? Te-ai ridicat și... Mi-am revenit și am mers după apă, dar deja era legată de el. Cum arăta? Cum ai perceput ființa asta? Atunci. Acolo n-am perceput-o. Dar când ai perceput-o prima dată în existența aceasta? După 2 ani. Cum? Unde ai văzut-o și ce făcea? Ființa. Am început să mi se pară că văd umbre. Apoi umbrele la început dispăreau foarte repede. Apoi la un moment dat umbrele stăteau, rămâneau fixe. Apoi umbrele au început să-mi șoptească lucruri. Ți-e frig, Vasilica? Puțin. Puțin? Mama, pune-i ceva, o păturică pe ea. Încet. Ok.
Acum, deci asta atunci l-ai perceput prima dată, da? Pe ăsta. Da. În viața aceea a făcut acțiuni prin tine? Te-a influențat gândurile? A intrat poate în sfera ta energetică? Era deja acolo, în sfera mea, de când m-a legat. Păi da, era în sferă, dar ți-a preluat corpul? L-a luat în posesie? Probabil pentru că în fizic am avut momente în care nu mi-aduceam aminte ce am făcut. Uh-huh. Iar oamenii îmi spuneau ce acțiuni am avut. Uh-huh. Care acțiuni? Ce fel de acțiuni erau? Iritatoare la adresa lor și ei veneau cu reproșuri la mine. Uh-huh. Bine. Dar eu nu puteam să fac așa ceva. Câte experiențe? Să zic. De câte experiențe ai experimentat cu această ființă? 700. Wow! De experiențe. Acum revenim. Zi. De atunci spune că mă păstrează și mă perfecționează. Mm-hmm. Ai văzut de ce spunea că poate să se folosească, să se folosească de energia ta, că tu ești un portal care poți să-i aduci alte suflete? Ce vrea de la mine? Vrea energia ta. Uite-te ce vrea de la tine. Nu vreau să uite-te în... Am înțeles. Dar înainte de asta, venim în experiența aceasta. Nu vreau aceasta să fiu niciun portal pentru nimeni. Exact. Foarte bine. Acum venim în experiența aceasta de unde eu îți vorbesc. Când tu ești Vasilica. Eu n-am să trădesc pe nimeni. Se înșală dacă crede asta. Păi de ce să trădesc? Te punea să trădesc și să aduci suflete. Câte suflete te-a pus? Asta înseamnă să trădezi alte suflete. Da. Dacă eu aș deveni un portal pentru ele. Un suflet nu merge într-un loc în care n-are încredere. Mm-hmm. Și de aceea te folosește, vrea pe tine să se folosească de energia ta. Un fel de paravan. Exact, se folosea de energia ta, pentru că sufletele își simt energia și ele ar fi avut încredere să meargă cu tine, da? N-am să fac asta, nu. Am înțeles. Hai să vedem în viața aceasta, ca Vasilica. Venim aici și acum. 1, 2, 3. Și aici și acum vreau ca tu să te uiți momentele, să le cauți, în care... De exemplu, vreau să te uiți când erai mică, câteva zile, până la câteva luni, de multe ori, ai fost tăinecat, ai fost să mori. Cine făcea? A cui acțiunea? Încerca să mă calibreze. Aha. Deci să scadă vibrația. Da. Gata, aproape că să pleci, părăsești corpul. Ca să, ca dar el să nu și... plec. Da, să rămân doar pe o impresie de plecare. Mm-hmm. Încerca să deschidă canalul de transmisie, de transfer mm-hmm. către o altă dimensiune sau frecvențe. Mm-hmm. Iar prin repetările astea, încerca să calibreze canalul. Mm-hmm. Vreau să te uiți dacă a făcut, ți-a luat corpul în posesie până acum vreodată. Viața asta... Da. Nu. Da, nu. De ce n-a luat? Că am văzut mai devreme când am vrut să-l canalizeze Vasilic, corpul tău fizic, că nu a vrut să intre, nu putea să intre. Nu. De ce nu putea? Pentru că ar dezechilibra ceea ce el a vrut să construiască ca vibrație paravan sau... Mm-hmm. Vibrație pentru calibrarea portalului. Așa. El dacă intră el, distrugi, ar contamina ce a construit până acum. Ar scădea vibrația mult mai mult. Sau cum? Da.
Și-ar strica ce a construit, da? Da. Ok. Hai să vedem acea episod. Ce că el vrea să atragă prin el, nu să treacă prin el. Mm-hmm. Să atragă alte suflete. Da. Da? Uh-huh. Da. Ea întreabă-l, băi, dar de 700 de experiențe tu tot încerci să atragi, dar eu nu ți-am dat niciun suflet. Nu am acceptat asta. Cât mai continui? E o muncă mingăloasă, zice. Uh-huh. Iar el are toată răbdarea din lume. Pentru el nu există timp, deci... Uh-huh. Timpul și poate nici... Leze, să-l manevreze, cum vrea el, zice. Mm-hmm. Da, deșteptare. Acum, hai să vedem în întâmplarea cu tata. Practic, el a profitat de tata, de partea, de mintea tatălui, fiindcă băuse, și a putut să intre în corpul tatălui. Să-l controleze. Da, l-a posedat acolo. Nu posedă pe nimeni. Nu vrea să amestece vibrațiile. Da, dar atunci cum a controlat? Mental? Total, da. Cum l-a controlat total? Mental. Cum a făcut asta? Ha? Mental. Mental. Inducându-i gândurile. Uh-huh. Dorințele. Dorințe. Bine. Acum, hai să mai vedem câteva lucruri. Tatăl meu, pot să zic așa, că l-a canalizat. L-a canalizat? Doar l-a canalizat. Aha, aha. Din prin ceea ce a spus și ce a făcut. Posedat, exact. Uh-huh. El vorbea efectiv vorbele, intențiile, uh-huh, dorințele erau ale lui entității. Ale entității. Ok. Bine. Hai să vedem alte momente, pentru că, uite-te, dacă ai stringuri cu această ființă. Le-a creat de lungul timpului a vieților. Uh-huh. Da. Uite-te cine îți transmitea informații despre alte persoane când veneau și își cereau un fizic, despre cineva mor, despre cineva, mai multe persoane. Și tu le transmiteai informații. Aici, depinde de persoană, mm-hmm, pentru că de multe ori erau ținii lor, cărțile, mm-hmm, lor, ție, subliminale sau entitățile lor. Mm-hmm. Deci informația nu era... numai de la sin, da? Era... Era amestecată în funcție de ei. De ei. De vibrație. Cum erau. Uh-huh. Și nu neapărat de la sin. Transmiteau și ca să fie interferate. Bine, și sinii uneori pot fi interferați. Dar părțile subliminale ale lor erau interferate și transmiteau entitățile lor. Da. Da? Hai să vedem... În. Apoi a început și el să intervină. A intervenit și el, da? Deci era, informațiile care îți veneau erau amestecate, da? Da. Bine. Ne uite, eu nu le judecam, doar le percepeam și, uh-huh, spune. Și le transmiteai. Da. Acum vreau să te uiți în urmă cu 2 ani, când ai avut accidentul de mașină. Cine, practic, te-a ridicat? Sau te-a ținut ca pe brațe când ai căzut, astfel în șanț, lovită de mașină, astfel încât nu ai pățit nimic grav. Cine a fost? E un amalgam de vibrații aici. Da. Sunt mai multe ființe care
parte mă vroiau ieșită din corp, o parte nu. Da. Și care nu te-a Cele vrut care ieși. Reușeau să mă scoată din corp, mă câștigau. Câștigau care reușeau să... Așa credeau ele. Așa. Și cine te-a luat pe brațe, a planat căderea ta? Este și o parte descarnată. Este și acest demon. Da. Hai să fie așa. Nici demonul, dar nici acea parte descarnată nu vreau să ies din corp. Partea descarnată, de ce nu vrea? Ea vrea să plece de aici pe noul canal care s-ar deschide portal. Care l-ai deschide tu? Cu demonul? Da. Ce da. Vrea demonul să facă? Da, demonul ăsta vă că le-a promis multor părți subliminale eliberarea de aici prin acest eteric. Canal. Da. Da. Păi, dar doar din trei eteric, nu și din patru astral. Da, da. Doar de aici s-ar deschide. Și, păi de aici s-ar deschide, dar... Deci această parte descarnată, fragment de parte subliminală, i-a promis demonul că o să le elibereze, da? Da. Și să le ajute, să le ajute pe el din energetic în planurile lui cu mine. Păi da, dar ia să vadă unde, dacă s-ar elibera partea asta subliminală, pune-i. Pune un ecran eteric și arată-i unde s-ar duce, tocmai ce am văzut mai devreme, unde ar fi eliberat. Pune părții acestea descarnate. Spune că nu asta i s-a arătat lui. Dar ce i s-a arătat lui? O lume frumoasă, o planetă frumoasă. Nu un deșert întunecat. Și că uite. Uite ce frumoasă e planeta. Persoana asta, pe entitatea asta o vede, descarnatul ăsta o vede cum arată? O percepe cu forma adevărată? Nu, îl percepe sub forma umană, înțeleaptă. Haide ce înțeleaptă e. Dă-i, arată-i pe ecranul ăsta să vadă ce ființă, ce fel de ființă e asta. Îl vede. E îngrozit. Spune-i să-și revină și să și vezi, acum îmi spui tu de unde te cunoaște descarnatul ăsta sau tu pe el. Am experimentat împreună. Da? Și? Ce ai experimentat? În de ce obicei văd că atrage părți subliminale cu pe care le-a pe care adus le cunoaște. În experiențe cu mine, care au atașamente față de mine și poate chiar și eu față de ele. Deci și poate ca să aibă, să aibă încredere în mine. Descarnatul ăsta, ce rol ai jucat cu el? O experiență sau mai mult? Dar el ce are atașamente pentru... Tine. Pentru că am fost membri de familie, mi-a fost tată, mi-a fost frate, mi-a fost și mamă, dar și partener de viață. Ok, deci ați avut mai multă experiență. Spune-i să stea aici lângă tine și să asculte mai departe. Dă-i toată informația care am aflat-o până acum. Descarnatul. Fragmentului, da? Și să vadă mai departe și odată cu curățarea ta să facă și el și să meargă. Apoi să-și deschidă un portal de vibrație înaltă și să meargă să se elibereze unde își dorește. Acum număr de la 1 la 3 și mă lași cu Ela. 1, 2,
3. Ela, deconectează-te. Și acum vreau să vorbesc un pic cu Vasilica. Vasilica, ai perceput ceva? Da, am văzut. Am văzut într-un fel ce a spus. Ce a spus Ela? Ai perceput? Hai să mergem mai departe și să vedem cine i-a salvat Ela. Cine a salvat în Sicilia când a explodat o conductă de gaze și Vasilica a văzut că între casa lor și altă casă, iar a văzut ființa asta în negru. Deci au murit nu știu câți oameni atunci, iar ei au rămas, casa lor în care locuia era, a rămas intact. Eu ce văd este că în energetic s-a folosit și de energia descarnatului, dar și el. Descarnatul, parcă îl vede, se folosește de imaginea lui, de holograma lui, dar e mereu energizat de entitatea asta, de demonul ăsta. Îi potențează vibrația și au creat împreună ca un zid energetic. Între casa lor și dezastrul ăla. Da, și toate întâmplările prin care a trecut viața asta, dar nu numai, dar în special în viața asta, intenția e de calibrare. Într-adevăr, de calibrarea ei, da. Bine. Ca să o transforme într-un portal de a transforma, de a atrage părți subliminale și ale... Pe anumite frecvențe, da. Bine. Aici mai era ceva, el ai spus tu, la începutul sesiunii, că tatăl biologic... Aici e ceva cu tatăl biologic, nu știu. E tatăl biologic, pentru că alt... Fizic, da. Da, alt bărbat, mama nu a cunoscut, da? În fizic, da. Dar ceea ce percep... Ceea ce percep despre el este că la 2 luni al lui de viață... Da. A avut loc... nu neapărat schimb total, dar o adăugare de parte subliminală. Deci o parte din partea subliminală care a intrat a fost scoasă, 87%, da? Și a intrat un alt fragment de 56%. A altei subliminale. Da, cine a facilitat asta în fizic? Și energetic? Demonul, pentru că... Care demon? Ăsta? Al Vasilicăi? Da, unul similar. Unul similar. Care aparține tot de un, tot alt, de un aspect al lui ăla, tot de acolo. Okay. Da, pentru că toate aproape, nu chiar... Undeva la 81% din părțile subliminale cu care este în, sau a fost în experiență și este, dorește să le ducă pe planeta lor și atunci cumva să le pune în experiență cu ea ca să creeze atașamente, contracte. Ok, am înțeles. Deci... Tatăl a fost... Au venit mai mulți din ăștia aici pentru acest proiect. Părți subliminale din alea, în proiectul ăsta. Da? Mama, parte subliminală, e și ea în proiectul ăsta? Nu. Nu este mama. Bine. Frații? Nici fratele mic. Da. Sora? Nici sora. Ok. Dar tatăl, da? Bunica... Din partea mama tatălui este. Da. Și mai sunt niște părți cunoștințe vecini. Bine. Cum a Ela, partea subliminală a Vasilicăi a spus că nu vrea să devină portal și nu vrea să facă nicio acțiune din ceea ce spune demonul ăsta. Da, ea deja vrea. Dorință. Nu vrea, da. Vrea, da? Au mai fost niște episoade când vreau să te uiți, când Vasilica, Ela, să zicem că s-a mai supărat, i-a mai răspuns mamei
zice, m-a avut momente de irascibilitate, vreau să vezi dacă ăsta face acțiuni. Demonul asupra. Da, făceam. Eu mai văd un arhon în câmpurile ei. Da, mai e și un arhon. Da, care stă cam pe margini, să zic așa. N-a făcut foarte multe acțiuni și influențe, dar îl văd prezent. Și energia lui văd că o influențează în direcția asta a irascibilității. Dar deci măcar mai mult... așa își mai capătă și el niște energie. Okay. Să o facă furioasă. Bine. Acum, partea subliminală, Ela observă sfera, câmpurile energetice, deci în câmpuri este arhonul ăsta, e demonul ăsta. Da. Da? Aspect al lui Alon. Da. Hai să vedem dacă sunt implanturi. Implanturile apar și dispar. Nu rezistă mult în câmpurile ei. Da. Și le tot pun. De ce nu rezistă? Pentru că ea nu își dă, cum să zic, până la urmă, nu vrea să devină ceea ce vrea ăsta. Nu-i răspunde da, la cumva cum văd că o parte din ea, din aspectul ei, se opune, clar. Și deja parte din ea e din ce în ce mai mare care se opune. Ok, Ela. Nu-i plac vibrațiile, nu-i plac. Calibrarea asta pe care încearcă să o ducă vibrațională, nu prea, mare parte din ea nu rezonează. Nu rezonează cu partea subliminală. Partea subliminală e întreagă, a venit întreagă la încarnare? Și este da, întreagă? E mereu întreagă din ce da. Văd, pentru că are nevoie de toate. Energia puterea e puterea ei, ei pentru ce își planuiau ei. Câte experiențe a avut el? Am văzut că 700 de 700 experimentează cu asta de experiențe. În total, partea subliminală pe pământ ca om? În contract 843 și înainte de a face contract 104. Adică am avut 104 de alte experiențe în contract cu alții? Un fel de contract fictiv, zice, deci mai mult contract de intrare în corp, dar nu prea văd că puteau să facă control asupra ei pentru că intra conștientă. În alea 104. Da, intra... cu abilități foarte, foarte multe și deschisă. Și chiar dacă intra, să zic așa, amnezică, văd vieți în care până la 3 ani își căpăta amintiri, își căpăta, își activa abilități. Deci cumva își menținea frecvența dinainte și în timpul vieții. Deci exact ce zicea, ce a observat entitatea respectivă, că are o frecvență stabilă care nu se modifică, care da, nu se schimbă. Da, e foarte stabilă. De unde vine partea subliminală? Ok, aici interesant. Da. Ceea ce văd. Deci faptul că avea un plan să o transforme în portal este pentru că a mai fost portal. Da. A avut experiențe de portal, efectiv, de conștiință de portal. Da. Între dimensiuni. Văd cel puțin 3 în universul acesta. A mai fost și pe alte universuri, alte frecvențe, dar văd una și între universuri. De aceea are această capabilitate de a se menține constant, să zic, abilitățile de la o viață la alta. Conștiența. Și conștiința, da, exact. Bine. Și informațiile. Bine, ea de provine din universul ăsta, din alt univers, da? Da. Da.
Și... Da, văd cel puțin 7 universuri, cel puțin, zice, în ultimele 7 universuri a experimentat astfel de vibrații ca fiind portal stabil și facilita legături între universuri sau dimensiuni. Dimensiuni. Nivele de conștiință, da. În ce nivele de dimensiuni, să zicem, făcea asta? A început, văd că de la 20 în jos. Și la, de la și până 20, unde a ajuns? Până în 5. În 5D. Da. Și apoi cum a ajuns aici? În 5D văd că a început să facă, după ce a fost conștiință de portal și a avut acest rol, a început să intre în avatare. Da. Și să se calibreze și pe vibrații mai joase, dimensiuni mai joase, și pentru asta știa că trebuie să înțeleagă vibrațiile, să se armonizeze, să le acumuleze, zice, nu să se armonizeze, să le acumuleze prin experiențe în avatare. Avatare care la rândul lor sunt un fel de portal. Prin dimensiunile 5 astea și ce 4 pe unde a fost. Da, 5, 4 și acum 3. Aici cum a ajuns pe planetă? Deci ea văd că are ca intenție să acumuleze aceste frecvențe, vibrații, ca să faciliteze din nou a fi un portal, dar nu pe intențiile altora. Nu pe intențiile altora și nu pe vibrații să devină, și, să faciliteze circulația conștiinței. Nu să fie un neant a nimănui, zice. Da, sau... și nu pe vibrații joase, să le ducă în iadul. Exact, exact. Nu a să permită, spune, să fie un neant a nimănui sau acaparată de alte conștiințe, zice. Asta n-am să permit. Dacă intenție are să deschidă din nou portale, să fie, să zic, păzitorul sau efectiv portalul pentru alte părți subliminale, dar nu pe intenția altora, da? Dar nu pe intenția altora și nu ca instrument pentru bine, alții. De unde am făcut? Din alt univers a venit cu această mod de a fi, de a fi portal, de a facilita trecerea altor conștiințe, fractal de conștiințe, dintr-un loc în altă dimensiune. Da, în ultimele 7 universe a făcut asta, da. Bine. Acum, pe 3D, cum a ajuns el la asta, ne mai uităm? A venit din frecvență, din strat cu strat, spune, ca să experimenteze, să acumuleze vibrațiile, frecvențele întregii părți de univers. Se referă la partea asta de univers, unde sunt, încep să fie vibrațiile mai grosiere, mai joase, mai grele. Și a venit din avatar în avatar. De ce îi trebuia să cunoască asta? Păi ca să fii portal, ca să rămâi stabil, trebuie să... trebuie să ai toate frecvențele, trebuie să ai toate, înțeles. Totul. Deci trebuie să fii complet. Intrând în universul ăsta, a găsit creația asta, da, de creația asta, foarte aici contaminată. Este cum este, da, este cum este și atunci ea trebuie să cunoască totul, altfel nu poate fi portal. Ok, bine. Hai să-i dăm... sau să-și acceseze, bănuiesc că poate, știe, toată informația din conștiința ei adevărată. Deci, e o informație imensă. Deci pe lângă că... Ok, nici nu știam că portalele sunt... Ființe. Conștiente. Da. Da. Asta exact. Aflăm, da, acum. De niște ființe specializate, da, conștiință specializată. Dacă totul e viu în universul ăsta, totul e viu, totul e conștiință. Da, ca să vezi cum mintea noastră limitează totul, știi? Adică portalul e o ușă, cum să fie aia conștientă, ușa că e ușă. Păi uite, ce făcea. Că ea sincroniza permanent două, sau cel puțin inputul și outputul. Exact. Două vibrații total diferite, da? Dintr-un loc în altul.
Și ca această tranziție să aibă loc, ea trebuia să rămână acea, să fie ea acel canal stabil, cumva, știi? Da, ca să poată super să treacă. Tare. Bine, deci... super tare, da? Hai să vedem partea, și-a accesat toată informația? Da, pe ultimele 7 universuri de când a început să fac acest tip de experiențe. Mm-hmm. Și deci a început este focusul o... pe acest tip de experiențe care a și adus-o până aici acum. Mm-hmm. Bine. Aceasta este o, să zicem, o cantitate imensă de informație. Da. Accesându-și-o pe toată, partea subliminală acum știe și poate să-și pună în practică mult mai bine ceea ce deja făcuse cunoscut, da? Că nu vrea să lucreze cu nicio entitate. Nu permite niciunei entități să îi spună ce să facă sau să-i dea indicații. Și atunci să cheme să-i vină toate înțelegerile care le-a făcut inconștient, bănuiesc că dacă erau conștiente, nu le făcea. Exact. Această, da? Toate înțelegerile, toate acordurile, contracte care le-a dat, le-a făcut cu orice ființă. Toată linia da. Existențială. Le aduce și le arde. Deschide un portal, deci un portal, uite, deschide un portal de cea mai înaltă vibrație și aspiră toate ființele astea malefice. Deci le trimit într-un loc unde ele cu ele, ele pe ele se vor cunoaște, zice. Bine. Ok. Ok, da. Să chemem să-i vină și toate acordurile. Înțelegeri, promisiuni, permisiuni, legăminte, jurăminte care le-a făcut cu orice altă parte subliminală, pe toată linia experiențială. Da. Da. Anulează tot. Bine, vreau să întreb pe Vasilica dacă mai observi vreo umbră, vreun om, vreun tot ce am văzut înainte, Vasilica? Nu. Cum vezi acum sfera ta energetică? Cum te simți tu acum? Văd lumină. Multă vezi lumină. Multă lumină. Îți place ceea ce vezi? Da, nu se mai aud așa multe voci. Înainte se auzeau. Se mai aud și acum, dar nu așa multe. Adică înainte ce voci auzeai? Ăștia care vorbeau? Da, multe oameni care vorbesc, nu știu. Ia să vedem, Ela. Vocile erau ce? Ăștia care erau prin jur sau... Este o abilitate a ei de a auzi voci sau auzi telepatii, conștiințe, ca și portal care circula? Da, ea se conectează, ea auzea și entitățile și descarnații și aude și în trei etere, că aude și în patru astral și în fizic. Deci ea transcede toate dimensiunile. Da, am înțeles. Asta ce auzea înainte, dar cu ce mai aude? Descarnați din, poate să iau de pe cei din patru. Ah, poate să-i audă, dar ce să facă? Sau ca alți să nu-i descarnați audă? Eterici din 3D. Ce să facă ca să nu mai o deranjeze aceste voci? Pentru că are viața ei aici, de ținut. Dar nu mă deranjează. Nu te deranjează? Asta nu să zic și eu. Că... Da? Nu te deranjează. Super atunci. E foarte bine. Da. Dar poți să-ți oprești tu acest sonor când vrei să nu mai auzi? Da, uneori da. Ok, deci la voința ta, da? Da. Bine. E simplu, pentru că și eu aud câteodată și că mă deranjează și eu spun, nu mai vreau să aud, închid ușa. Închid. Și atunci, gata. Super. Ela, hai să vedem dacă au primit stări informaționale, partea subliminală a mamei, partea subliminală a tatălui, a fraților. Da. Mama, frații, da, tatăl... Da, și tatăl, dar absorbe mai încet. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu descarnatul ăsta. Poți să-mi spui tu, Vasilica? A primit sfera informațională care a trimis-o? Da, undeva sunt de parte de mine, dar văd fi supărat. E supărat? E zice, vinovat. Că nu mai se... e vinovat? Eu îl vinovat, simt, da. Da, dar cum zici, într-un fel el s-a atașat foarte tare. Da, pentru că
experimentat, am zis ce vieță a avut cu ea da, și... Da, prime să desfacă sfera asta acum și să vadă că trebuie să-și deschidă un portal de vibrație cât mai înaltă și să se elibereze. Atașamentele, aici, noi suntem părți subliminale, ne atașăm prin iubire. Ceea însă ce au văzut să... ce... Da, stai un pic, Ela. A văzut ce a pățit aici, în treeteric, că aici nu prea ne putem manifesta iubirea pentru că vin dăștea. A văzut că fusese cooptat de demon să atragă alte părți subliminale cu energia lui, cu atașamentele, cu... Poate să o întâlnească pe Vasilica sau să-i te mai transmită informații Vasilica, dar din orice parte, din orice dimensiune unde el merge, în siguranță. Își deschide portal, Vasilica? Se ducă mai sus? Se duce, dar că o să mai vină. O să mai vine? Ceea ce trebuie să faci este să transmiți o sferă cu informații și cu iubire, încât să spui că tu ești foarte puternică și că nu ai să te lași și că el nu are de ce să se simtă vinovat pentru nimica, ci trebuie doar să se elibereze ca să... Exemplu, ca el să fie o grijă în minus pentru tine și tu să nu-ți mai faci griji deloc, deloc, deloc pentru el și nici el pentru tine. Tu știi ce, cine ești, ce ești și ce poți să faci aici. Și te poți apăra singură și el poate pleca. Ce spune Vasile? Pleacă? Pleacă, dar foarte greu. Bine, îi spui că să plece, da? Da. Ia, tu dizolvă orice atașament dinspre tine pentru el. Tot. Și ai dizolvat și contracte și acorduri cu părți subliminale, da? Le-ai declarat libere. Fiecare să-și facă experiența ei. Nu depinde nimeni de nimeni în experimentare și în experiențe. Da? Bine. Acum, Ela, deci contracte nu mai sunt. Nimic cu nimeni și de niciun fel. Hai să vedem, Vasilica, în ce sine mergi tu acum? În ce conștiință mai mare vrei să te duci? Ca apoi să mergem în sursa primordială a creației și aici o să te las pe tine să-mi povestești. Număr de la 1 la 3 și mergi într-o conștiință mai înaltă pe care tu vrei să mergi. Nu provii din universul ăsta. Vedem unde te duci. 1, 2, 3. Văd că am intrat undeva printr-un portal sau nu știu ce, așa, cu lumină multă și un om înalt, tot cu un cristal, dar cred că l-are tot în frunte sau în piept și slăbuț, dar văd doar tot așa. Ăla era cu fum negru, ăsta e cu fum alb, dar nu fum, lucește foarte tare. Întreabă cine? Ceva cu Z, Z, L, Z, T, nu știu, un nume. Nu pot să le cine spun, vin doar astea. Știți unui sine? Da, așa percepe, își percepe ea sinele. Ia. De, ăsta îl văd sinele de 16, dar ar putea să meargă și mai sus, până 20, 22 chiar. Bine. Ia, mergi mai sus, să vedem unde mergi, cu ce percepi. 1, 2, 3. Cum a spus doamna Ela, până în sinele de 20 și 22, eu m-am oprit la 18. Așa. A, ăsta care era, care l-am văzut înainte. Ăsta era 16, iar mai urcat a, 16. 18. Da. Și acum pe ăsta cum îl prezint? Cum îl vezi pe ăsta de 18? Nu-i nimeni. Aici nu-i nimeni? Dar nu-i nimeni. Aici mai este formă, da. Nu ai formă. Ok. Știți când sunteți undeva și într-un fel auziți liniștea. Da. Așa se aude. Acum e liniște? Totală? Da. Super. Hai să mergem într-un loc unde e și mai liniște. Acum număr de la 1 la 3 și mergem în sursa primordială a creației. Acolo de unde toți provenim. 1, 2, 3. Ia să vedem aici ce percep.
La 21 parcă sunt și acum ești la 21. Îl văd pe ăsta pe care l-am zis în alt alb. Da. Ăsta la alt mai este cineva, dar nu știu cine îi. Sunt trei. Eu am zis numai unul, dar sunt trei. Da. Și îi lumii pe aici, oamenii îi lumii și eu stau așa în fața lor și ei stau în fața mea. Sunt trei. Și ce faceți? Mi-i pur și simplu să uită la mine, dar mă văd bine, într-un fel, nu că-s bucuroși, zâmbesc. Mm-hmm. Sunt ok. Dar nu și acum mai faci un salt. Mai faci un salt și mergem în originea noastră, sursa de unde ne-am desprins, cu alte, pentru prima dată o conștiință din care noi provenim. Da? În sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Sunt într-o galaxie imensă, mare. Da. Ce percepe aici? O liniște totală, doar că este cineva, sunt eu o vibrație, sau cum se zice, da. o ceva mare, negru, rotund, da. Oval, care se împânzește în galaxia asta. Și în galaxia asta, într-un fel, parcă o simt că ar fi a mea, numai că vine ceva. Ce vine? Nu știu, doar că acum când am zis de ea, să, într-un fel pleacă, se retrage, parcă, nu știu, parcă toți știu cum vorbești despre ei. Ah, bine, ok, Ela. Nu, încă nu știe să se ducă, da? Sus, până în sursă. Se oprește prin diverse locuri, da? Da. Bine, noi zicem că mergem acolo, da? Iar tu, acum, Vasilica, îți cauți matricea. Matricea originală, un tipar cu coduri, cu care codurile tale originale, de conștiință primă, din care te-ai desprins, și matricea asta, pătratul ăsta cu coduri, numere, o aplici pe tine și corectezi toate codurile cu care tu vii din creație. Le corectezi cu acele coduri originale și spune-mi ce percepi. Mă văd, nu știu, panicată. Da, de ce? Nu-mi dau seama ce se întâmplă. A, nu-ți dai seama ce se întâmplă. Se corectează codurile care tu ai fost creată, care tu ai fost creată, da? Lasă-le să intre. Și curăță, purifică asta. Păi asta simt că pleacă într-un fel o parte din mine sau ceva, nu știu. Mm-hmm. Tot ce a fost, să zicem, adăugat, ce nu face parte din tine. Văd și o fetiță. Da. Care pleacă. Ok. Tot ce pleacă nu este, nu ești tu, cea original. Da? Bine. Aici o să-ți faci declarația de suveranitate. Și aici o spui cu determinare. Îți declar libertatea, suveranitatea ta. Ceea ce îți doreai de la începutul sesiunii și te considerai, da? Că nu accepți nimic de la nimeni. Ești liberă să experimentezi doar ceea ce tu dorești. Ceea ce tu gândești, ceea ce tu să-ți manifesti puterea care tu ești. Da? Și acum, hai să vedem Ela. Deci a trecut prin 8 universuri, a fost portal de 8 universuri. Între 8 universuri. 7. Că nu niciodată nu rețin numerele. 7 universuri. Câte experiențe, să zicem, că a avut în acest univers? Hai că vedem pe ăsta în acest univers, că altfel ajungem la sume astronomice. E greu să spun un număr pentru că... Că ea a fost portal. Portal. Doar. A da. Fost doar portal. Bine. Miliarde. Păi bine, dar astea în care a luat forme. De la 5 în jos. Forme? De la... Să intre în avatare.
1200, zice? 1200? Da, de, a, de avatare, forme. De avatar, forme bine. Colapsate se exprimă ea, avatar. Percep ceva? Forme colapsate, percep ceva? Basilica, niște forme, niște corpuri, niște zvine, strec? Da, niște cercuri rotunde albi, sfere, parcă se cheamă, nu? Da. E. Acum, aici, în sursa primordială a creației, îți faci o sferă, uite că ai vorbit de sferă, o sferă de culoarea sursei, alb, auriu, strălucitor. Sferă de manifestare, se numește. Și aici, în sfera asta, îți pui tu de fiecare dată când vrei să manifesti ceva, când ai o dorință. Când vrei să manifesti ceva, o pui aici în sfera asta. Și o energizezi apoi din mintea ta, mental, fizic. O energizezi, îi dai energie. Creezi, te vezi în acea nouă situație care tu vrei să o manifesti, tu te vezi deja acolo. Cum la finalul situației, dar ceea ce vrei tu să manifesti. Te vezi în acea situație. Vreau, ți-ai dorit nu știu ce. Te vezi că ai deja acel lucru care ți l-ai dorit. Faci un exercițiu. Dar în același timp, eu cred că tu ești capabilă să manifesti fără să mai faci acțiuni în fizic, dar poți să faci și acțiuni în fizic în sensul ideii pe care vrei să o manifesti. Ne uităm și noi la sferele noastre, ne concentrăm cu lumina și virea sursei primordiale a creației. Și număr de la 1 la 3, venim aici acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică, lărgește. Din canalul ăsta îți vine abundența benefică. Ce, în orice sens, bucurie, fericire, energia banilor, orice prin canalul ăsta îți vine. Care e de la tine, fractal, fragment din sursa primordială a creației, la tine. Da? Tu îți aduci abundența benefică și nimeni altcineva din afara ta. Venim aici. 1, 2, 3. Aici acum tăiem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am auzit și investigat în această sesiune. Să-ți anulezi orice ritual, Basilica, de orice fel care ți-a fost făcut, la care ai participat sau l-ai făcut altora, legăminte, jurăminte, blesteme, tot ce ține de asta pe viața asta. Toate anulate. Și acum faci două sfere de lumină și iubire. Ia să vedem cum vezi sfera cu lumină și iubire. De cea mai înaltă vibrație. Păi, nu văd ca și cum le-aș ține în mână, separat, una aici și una în cealaltă. Una așa. Și cum arată? Cum le vezi? Ce culoare au? Sau ce energie albe. Au? Sau cum le simți? Albe? Da, una e albă, e rotundă și are, pe lângă ea are un ceva, un albastru mai puțin deschis. În schimb, asta la altă e albă și lucește foarte tare. Amândouă trebuie să fie la fel, din aceeași substanță. Lumina da. Și iubire conțin. Da? Da. Da? Bine. Da. Și pe astea? Le dai drumul pe arborele genealogic. Adică înseamnă toți strămoșii tăi de pe partea mamei cu toți strămoșii de pe partea tatălui, pe această viață. Le dai drumul să se ducă, odată ce se duc, ard orice program, programare nebenefică care s-a transmis prin genetica ta de la strămoși la tine. Tot ce ai preluat tu prin genetică. Toate se ard nebenefice. Sferele astea curăță. Și spune-mi cum vezi că-ți fac. Foarte bine, simt mult mai curat. Eu mă simt curat într-un fel. Tu te simți, dar ele le-ai văzut că s-au dus, așa, da, da. Ca pe un tunel? Da, da, da. Bine. Curăță până unde e nevoie să duc, pe arborele genealogii. Până la stră, 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 stră. Și mai putem spune așa, strămoși. Bine, și acum dăm cu bombe cu lumină și iubire de cea mai înaltă vibrație în casele noastre, mașini, surse de venit, joburi, orice, fiecare curăță, tot ce are de curățat. Da? Pe oriunde știi tu și vrei să cureți, pe oriunde ai locuit, la bunici, peste tot.
toate locurile. Și el a spune, da, spune tu, peste tot se dizolvă, se decrează toate energiile stagnante, blocate, amprentele energetice, hologramele, egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, reziduri, urme și efecte ale lor de orice fel. Entitățile sunt aspirate pe portal, trimise către sursa primordială și se închid, se sigilează complet toate canalele, toate vortexurile și toate portalurile de pretutindeni. Foarte bine. Mulțumim părții subliminale a Vasilicăi pentru această călătorie.